Astăzi vă invit să vizităm o locație deosebită din Stuttgart, și anume Grădina Zoologică Wilhelma, care este una cu totul deosebită, deoarece este o combinație între grădină zoologică și grădină botanică. Această locație, care se află undeva în inima orașului Stuttgart, a început ca un parc botanic prin anii 1846 și a fost toată zona construită cam până prin 1866. Dar, ca și grădină zoologică, a început să funcționeze începând cu anii 1950. Până atunci a fost doar o grădină botanică, dar a început să se extindă și să adauge tot mai multe animale. În acest moment, grădina zoologică Wilhelma este cea mai vizitată grădină zoologică din Germania, având în jur de 1 milion de vizitatori anual. Trebuie să știți că această grădină zoologică se întinde pe o suprafață foarte mare. Are în jur de 30 de hectare, așa că veți avea de umblat destul de mult pe jos, și din cauza că Stuttgart este un oraș pe coline, veți avea și de urcat, bineînțeles. Dar totul este foarte frumos organizat, cu alei superbe, prin un parc care se vede că a fost conceput acum 100 și ceva de ani și pomii sunt bătrâni și foarte frumoși. Clădirile sunt unele deosebite și aveți multe accente maure, dar și mediteraneene. De exemplu, această mică piațetă cu plante exotice care vă vor încânta. Bineînțeles că există și o seră, foarte, de fapt două sere mari, unde veți vedea de la plante tropicale până la cactus și zonă cu fluturi și cu lilieci și cu tot felul de animale deosebite. Grădina zoologică găzduiește în jur de 11.000 de animale și în jur de 1.200 de specii. Iar numărul speciilor de plante este în jur de 8.500. Totul este făcut ca un parc foarte mare, cu spații deschise, astfel că veți putea să vă plimbați o zi întreagă acolo, să vă luați o pătură și să stați undeva la umbra unui copac. Printre speciile de animale deosebite, aici găsiți atât leoparzi ai zăpezii, dar și elefanți, rinoceri, hipopotami, sunt și girafe și, bineînțeles, tot felul de păsări și pești exotici și cei din zona locală, bineînțeles. După o zi grea de urcat și coborât de pe coline, găsiți și zone unde puteți să mâncați și să beți ceva. Și bineînțeles că au și bilete de familie, ceea ce vă oferă un avantaj la preț. Locurile de parcare nu sunt foarte multe. Prin urmare, noi am mers cu mijloace de transport în comun, astfel că am evitat această problemă. Plata am putut să o facem și cu cardul, ceea ce iarăși ne-a ușurat cu mult accesul. Și mâncarea am plătit-o, bineînțeles, la restaurante peste tot cu cardul. Cea mai ciudată experiență am avut-o în zona animalelor nocturne, deoarece am intrat în niște încăperi unde era întuneric beznă. Dacă spun beznă, nu se vedea absolut nimic. Și a fost nevoie de puțin timp să ne se obișnuiască ochii cu întunericul, și atunci am observat dincolo de panourile de sticlă și animalele nocturne. Vă rog să vă abonați la acest canal, să dați un like și să ne vedem la următoarea destinație super faină. Până data viitoare, ciao, ciao!